Sunt perchezițiile la Universitatea Titu Maiorescu din București, astea după ce mai multe persoane sunt bănuite de delapidare, fals intelectual și abuz în serviciu. Mai multe detalii are colega mea Mihaela Gâdei, corespondent al FNews. Mihaela, ce informații ai despre aceste perchezitii? Bun găsit! 14 mandate de percheziție au fost puse în aplicare astăzi la Universitatea Titu Maiorescu din București, dar și la domiciliul unor persoane din cadrul acestor instituții. Ei bine, anchetatorii au ridicat documente și de la Primăria Capitalei, de la Primăria Sector 4 și de la Oficiul de Cadastru. Concret, spun anchetatorii, din 2010 și până în prezent, persoane din interiorul acestei universități private ar fi vândut apartamente din cămine. De asemenea, tot din 2010 și până acum ar fi fost acordate contracte preferențiale unor apropiați ai persoanelor cu putere de decizie din universitate, din cadru, și ar fi fost acordate contracte în valoare de peste 121 de milioane de lei. Știm care este mai exact rolul Primăriei Capitalei în acest dosar? Potrivit surselor noastre, legătura cu Primăria Capitalei, cu Primăria Sector 4, vizează contractele de concesionare și autorizațiile de construcție. Concret, aceleași surse spun că universitatea a concesionat de la primărie un teren pe care, conform contractului, ar fi trebuit construite un cămin și un spital. Ori asta nu s-a întâmplat, a fost construit un imobil cu locuințe care ulterior ar fi fost vândute.